Zici că ai avut azi vizită, poliție. Auzi? Da. Cuțit un trape și eu să tem să o să mă înțelegi un pic mai greu sau o să te aud eu mai greu. Deci vorbim mai târziu sau? Nu poți să vorbești cu mine, dar o să mă bag undeva unde e mai liniște, știi? Ok. Ca să pot să discut. Că până vine colegul meu, că să vină aici în stație. Să mai aștept unde din stație. Ah, mai vezi? Da. Prieten, dacă vrei să mă crezi, dacă nu mă crezi, nu ești obligat să mă crezi. Ai înțeles? Da, deci ce s-a întâmplat? Am ieșit cu declarația care, uite, tu arăt și eu, cu am la mine, unde nu. Uite, e asta. Da. Uite, vezi? Da, pe Asta e. proprie răspundere că ieși la magazin sau la tratament. Da. Ce crezi că se întâmplă? Sau vine Gabor de la poliția locală, trei și mașina de dubă. Te-am trimis, să aveți, te-am trimis imaginea cu mașina. Mai acum câteva zile te-am trimis. E o dubă în verde, așa, prins. Care venise în Înțelegi? curtea blocului. E unul mare. Venise în E curtea unul mare. blocului vostru, da? Da. Așa, ce crezi că s-a întâmplat? I-am arătat declarația. Se făcea că se uită la declarație și a trecut un sfert de oră până se uita pe el. Și am spus, doamnă, mai durați mă cu declarația că vreau și eu să mă duc la magazin. Nu te mă în pula mea, dacă vreau te țin și până mâine aici. Dar de ce vorbiți așa cu mine? Ce nu îți dă băluță, salariu mare sau cum? A, pe voi, a, voi face ce vreți, voi, dar de ce vreți? Dar de ce mă ții pe mine aici o jumătate, un sfert de oră? Că așa vreau eu. La urmă m-am enervat eu, ia uite și am zis așa, ia uite bă, frate, că mă țin ăsta. Și eu am plecat înainte, i-am lăsat telefonul în mână să studieze declarația până mâine, știi? Și am luat-o înainte. Și am zis, băi, asta ai putut zgura, măte, de nenorocit și egos. Stai pe loc, că te prinde acum. Dar Și de eu ce nu n-ai l-am scos ascuns. telefonul să filmezi, de exemplu? Păi na, pe telefon era la el în mână, la început. Păi de ce Era ți-a la luat telefon? telefon. De ce ți-a luat telefonul? Că Ca declarația o ai să pe nu hârtie, filmezi. nu pe telefon. Ca să nu filmezi. Ok, Ai dar de ce înțeles? l-ai dat? De ce ți-a cerut telefonul? Cu ce motiv? La început am avut o declarație pe telefon, știi, și s-a Am uitat pe înțeles. el. Prima oară. Și apoi n-a vrut să mi-am dat telefonul și a spus, domnul, mai am dat și mie ăla. Ăla, că vreau mult cât vreau, te țin până mâine aici. Și a spus, de ce să mă ții până mâine aici când eu mă duc să iau ceva de la magazin? Ai buletin la tine? Nu am buletin. A, pe nu, dacă n-ai buletinul, nu-i valabil declarația. Pe cum nu-i valabil? Dă, frate, prin centrală și o să-ți dea la informațiile mele, în legătură cu datele mele personale. Așa, apoi am luat-o înainte, că nu m-am mai înțeles cu el, am luat-o înainte. Vine după mine, aleargă după mine și mă ia pe mine de gât. La urmă le iau și eu pe el de gât, știi? Și am spus, ce pa, mă, pe mine de gât, pe ăsta, că te iau și eu de gât. Ce, pe ce faci, dai, mine, ce vrei să faci? Ia vină cu tu zgâtul, mă, în mașină. M-a urcat o mașină în fața blocului, așa, că s-au uitat și oamenii acolo, cum a urcat pe mine mașină, și a văzut cum a dat în mine, mi-a dat o palmă în mine, știi? El a zis că l-am înjurat și a inventat și i-a spus, domnule, eu pe tine nu te-am înjurat. De ce inventezi asta? De ce mă mi-ai spus că te-am înjurat? De unde știi tu că te-am înjurat? Să mă vadă Dumnezeu dacă te-am înjurat. Ai curaj să vii cu mine la biserică, să pui jurământul. Dar știi cum Și îl la cheamă? urmă, dacă vrei, poți să-ți arăt fețele, că numele nu știu cum îl cheamă, dar procesul verbal nu mi l-a dat în mână. Dar Nu ce, știu dacă te-a mi-a dat amendat? amendă. Da, nu știu, că mi-a luat datele și mi-a trecut pe agenda. A, dar nu Merg știi dacă dincolo, te da? amendează. Nu ți-a spus dacă te amendează și pentru ce. Tatare, vine aici, că nu o puneți. Ai înțeles ce anume? A zis că te amendează sau nu? Da, mi-a dat amendă, nu știu, mi-a trecut datele în agenda. Și mi-a spus, oricum te doare în pulă pe mine. Eu spun cum mi-a spus ei. Direct, îți spun subiectele care mi-a spus ei. Și mi-a zis, oricum te doare în pulă că nu plătești oamenii. Știu asta. Dar de ce dai? De ce ai dat mine în mașină? Așa vrem noi, suntem jmecheri.
sunteți și un șmecher. Bun, și ce ai de gând? Pe lângă... Și la urmă mi-a dat drumul. Pe Acum lângă... a coborât jos de mașină. Chiar pe în spate la blom a coborât. Uite, dacă nu mă crezi, uite, l-am... Uite, am și colegii mei aici. Da, mă, pe mine mă lua, da. Și a... Uite, am și colegii de față. Și ei, smarturi, da, au văzut asta? Da, da. Păi vreți să arăt, să, ca să mă cred, să nu zici că vorbesc eu prostii. Nu-i problemă, eu te cred, ai de gând să scrie o plângere la parchet, la... E un jurnalist important, mă, pe tine. Nu, că n-am, ce, n-am bani de parchet, n-am... Îmi trebuie bani ca să fac eu contestație. N-am bani ăștia. Bă, seara, avocatul îți amână tribunalul de 5 ori, te bagă pe fond și de unde scoate bani. Și deci rămâi așa, și bătut, și amendat, și fără nicio reacție, da? Da. Uite, dacă nu mă crezi, să nu zici că te păcălesc, că n-am de ce să te păcălesc, că nu mă ajută cu nimic asta pe mine. Uite, am și pe colegul meu care vezi în spate, dacă vreți să-ți confirme și el. Dacă ai martori, ar trebui să ceri dreptate, ar trebui să apelezi la parchet, la MAI, la poliție. Ca ce înțeleg că erau din poliția locală, păi, nu? M-a zis domnolog, păi n-au zis ce s-a întâmplat acum, acum 5 zile, dacă nu mă înșel eu. A venit ăia de la secția 26, așa, acum a scăzut atunci în ziua, în seara, când v-am povestit eu. Așa. Și ce crezi că face un polițist? Bă, poți să te duci să faci plângere când vrei, că eu am procuror, dacă mi-l lucrează la parchet, la judecătoria sectorului 4. N-ai ce să-mi faci mie. L-am pătat că mi-l în instituția. Procuratură, da. A, și m-a zis și spune, a, da, de-aia nu se ia măsuri aici, în secția 26. Că tăi că tu, dumneavoastră, v-a pus pe, te-a pus pe tine aici la secția 26 și tu l-ai pătat că tu la parchet. Păi da, dar nu funcționează instituțiile cum trebuie. Din cauza escrociului, din cauza rudelor, din cauza pilelor. Păi cum, îți bagi rudă în funcția iurea? Da, dar nu se ia măsuri. Deci aici, crezi... până voi, la noi e pericol mare. Dacă vii să vezi ce e la noi, o să crăpi. Crezi că ei te intimidează așa pentru că ai vorbit cu mine și ai povestit despre cazul cel mai vechi? Cu tine? Da. Pentru interviu celălalt crezi că se răzbună? Nu știu de ce apare asta pe undeva. Păi de ce dar te-a ținut azi? De ce te-a oprit și te ținea un sfert de oră fără motiv? Păi ăla m-a ținut aiurea. Eu dacă vreau, îți arăt sediul lor, îți arăt și persoanele care sunt. Eu nu pot să-i filmez că n-am voie, încalc legea. Și e mai rău. Nu încalci legea. Pe polițiști poți să-i filmezi dacă sunt în uniformă și zi și noapte și în stradă și la locul de muncă poți să-i filmezi. N-auzi? Un gabăr zicea, păi ia să-l ducem la sediu, să-i facem niște acte și să-l internăm la spital. Nu auzi, mă, ce se vorbește în mașină. Și la urmă nu știu ce s-a întâmplat, noroc cu Dumnezeu că am scăpat. Mi-a dat drumul jos de mașină. După ce te-a plesnit, te-a amenințat cu amenda, da? Da, nu știu, mi-a luat datele, nu știu exact ce s-a întâmplat. Nu vrea să-mi dea pe aia, mă. Bine, nu, probabil că o să inventeze, că n-am vrut să semnez. Scoate motive de-astea. Înțelegi? Înțeleg. Dacă aveam putere, i-aș bate pe toți cap în cap. Pe toți i-aș bate. Ai fi fix ca polițiștii, ei tot te bat și te umilesc, pentru că pot. Da, da, dar nu poliția de la 26 s-a luat de mine. De la locală. Păi, ai înțeles? Ori poliția locală, ori poliția de la 26, toți îmi par la fel. Da, știu, dar acum poți ăștia de la intervenții. Știi, n-am mai pus pătură doamna aia care s-a luat de tine de țara ta amendă. 3.000 de lei. 30 de milioane. Amendă. Ești înregistrat acolo la ei. Nu, aceea e pe Haregeană l-a amendat, nu pe mine. Dar oricum, e clar, e de la sectorul 4. De la... Da. Bun, am înțeles. Am încremenit ce s-a întâmplat aici, am bic. Bă, să moră dacă am văzut așa ceva. Bă, nu-ți bine, păi prima poltură și asfaltul, tot distrus din nou, frate. L-am întrebat pe muncitorul ăla
și mi-a spus un muncitor de acolo, m-a zis, am și o rugăminte la când vă spăra, de ce se distruge asta? Că de-abia s-a asfaltat aici, de-abia s-a pus bordură. Păi nu, că aici e vorba de niște contracte, fiecare firmă are o bucățică de-a lui. A, și din cauza aia se distruge aici, se crapă tot timpul, da. Noi suntem pramii, nu putem noi să ne băgăm. A, am înțeles. Îi zic eu la unul de acolo, de la un șateriști. Dacă aveai probe video, aș fi insistat să mergi la parchet, la poliție, dar dacă ai doar martor și martorul e fricos, nu știu ce să zic. Eu cu probe video și tot am fost trimis la plimbare. Da, dar te înțeleg și eu pe Toma, că mi-a luat și telefonul. Mi-a luat telefonul din mână. Pare rău. Are niște mănuși de alea albastru pe mână. Știi? Altă dată roagă prietenii, dacă sunt alături, să scoată ei telefonul păi să filmeze. Păi nu, că nu era prietenii chiar lângă mine. Era la o distanță mare sau unul mi-a luat telefonul și doi m-a urcat în mașină. Ce așa de greu. Clar. Cum să filmez eu? Păi crezi că nu filmam? Adică, adică filmez de la mine din casă tot ce se întâmplă. Asta-i. Una când poți să primești prin surprindere și una când ți lăsa telefonul în mână. Atunci dacă, să zic așa, dacă te lua pe tine unul, mai puteți să filmezi? Nu, că îți lua telefonul din mână. Înțelegi? Am înțeles, dar mulțumesc. Ești mai specialist, ești mai profesionist. Știi cum să... și te felicit. Am văzut că știu că te lupți și nu ești numai tu singur. Vezi că mai e unul, normal, e aici la noi în București. S-a luat și de aia, le-a dat și oameni de la aia. Sunt unii care tot așa le zice în față la PSD-ști ăștia, sunt doi oameni. Hai să ne luăm tot soarta în mâini și ne apărăm drepturile, să nu ne mai temem de polițiștii agramați sau de... M-auzi? Da. M-auzi? Da. M-auzi? Da. Domnolog, degeaba vă apărați voi drepturile, că tot ca este. Orice îi pace și dacă te duci și la mama instanțelor nu se rezolvă. Îți dă de la nul. Și atunci, dar de ce m-ai sunat? Nu crezi totuși că mediatizarea ajută, că o să-i strunească, o să-i facă mai responsabil? Asta e că nu știu, dacă aș avea putere, aș rezolva foarte bine lucrurile. Dar n-am eu pe cineva în spate. Dacă aș avea și eu pe cineva în spate, e sigur că nu se mai lua nimeni de aici. Am auzit cum ai rezolva, ai fi bătut. L-am luat pe unul de gât.